Bună dimineața, oameni buni și răi. Iată că am schimbat unghiul de fugă, perspectiva. Dimineața asta suntem în față la Hotel Bellona. Care e ăsta? Așteptăm pe Sorinel să apară. E ora 5 și ceva. Și după cum v-am zis și în alte clipuri, de curând, țipătul pescărușilor de dimineață sau țipetele nu mai e cel mai deranjant zgomot al dimineții. Sunt foarte, foarte multe ciori la propriu. În alți ani nu auzeam ciorile. Ciudat. Suntem aici în fața golfulețului ce ține de Ana Hotels. Mi-aduc aminte pe vremea asta că s-a construit digul. Bineînțeles pe vremurile alea alte înainte. Și băieții ăștia deștepți au venit, au pus un gard, au turnat niște betoane și l-au declarat cel mai mare port privat din sud-estul Europei. Actorii lor și caii noștri, ca o producție română-americană. Și ce mă oftică pe mine, că digul ăsta era deschis publicului. Puteai să te duci inclusiv cu mașina până în capul la dig. Dacă ați înțeles. Dacă nu, vă mai zic o dată, până în capul la dig. Dar când au venit băieții ăștia, s-a pus gardul, s-a făcut port privat. E un restaurant acolo, dar e altă treabă. Ce centru de scufundări, nu știu ce mai fac pe aici, antrenament. Da. Și uite așa mă tulbură ei de dimineață la răsărit. N-am prea fost aici în perspectiva asta, în unghiul ăsta. Și sincer să fiu, nici nu prea îmi place, dar am zis să mai schimb loc. Aceleași multe nave care așteaptă în radă să intre la încărcat, descărcat, treaba lor unde intră. Mai sunt unii care și muncesc. E și barca aia de pescari pe apă acolo. Or fi de la Matei, probabil, nu știu, sigur. Până stăm să iasă soarele, vă aduc aminte să vă alăturați pe Facebook, în principal paginii denumită Eforie Nord Online, și are și grup legat, dar mă interesează acum pe pagina urmăritori. Iar la clipurile astea, dați în continuare like, subscribe și comentați. Că mă ajută destul de mult. Practic nu o să mă umplu de bani, dar o să iau niște mărunțiși. Hai, Sorinele. Lumea vine deja la plajă sau la răsărit. Poze. La colorata mâine e gata, la amintiri de neuitat de la malul mării. Aute, ele-s balcamantele. A, pescărușul ăla largă ceara. Ce tare, sau mă rog, grave și ei în cap interasialele lor, ce ne băgăm noi.
digurile spre sud, fără număr, fără număr, fără număr, că nici nu știu câte sunt, cred că vreo 7. Am fost aseară și în sud, s-a publicat târziu clipul ăla, pentru că până i-am dat eu drumul la uploadat, se făcuse 11 noaptea, și până s-a urcat el, cred că a trecut de 12. Umbreluțele încă n-au înflorit, toate strânse. Așteptăm cu interes să sară Sorinel în papuci. Cred că m-am lămurit din ce în ce mai mult. Dacă vă uitați bine, e o perdea de nori la orizont. Motiv pentru care cred că răsăritul va fi puțin întârziat sau deviat, pentru că deja e ora 5:29 și eu cred că deja a ieșit soarele undeva pe după dig pe acolo și pe după nori în spatele lor din punctul nostru de vedere. Așa că va mai dura ceva până va ieși de acolo din pătura aia de nori. Costică e la hrănit. Oh, sunt doi. De ce faceți, mă, gălăgie? N-aveți somn dimineață? Ei, de fapt, încep să țipe. Dinainte să se lumineze de ziua. Hai, mă, ia-ți viteză. Așa, adică lasă de... Pornea în direcție greșită. Ah, de asta au fugit. Vei, vagabontele. Direct la mine, vii, fiat. Zic că vrea să mă arunce de pe faleză. Bine că ai speriat pe scări și bravo la tine. Hai, Sorinele, că mă grăbesc. Mai e până la 8. Azi mă duc la revizie. Schimbăm uleiul și filtrele necesare. Și vedem ce bube mai găsim, să sperăm că nu. Ia uite și câinele ce vesele dimineața pe plajă. Iată Sorinel. M-a luat prin surprindere. Schimbăm perspectiva. Se pare că iese din apă direct. Da. Frumos. Chiar pe lângă catargul ăla. Și totuși ciudat. Credeam că e pe după nori. Whatever. Are o culoare superbă. Sunt ceva norișori, dar foarte puțini. Acum e la jumate. Ia să faci niște poze. Ce repede se mișcă acum. Când iese. Intenționați în telefon așa, nu că stă el strâmb. Și din cauza refracției, să zic așa, nici nu mai pare că e rotund, pare că e puțin deformat. Sper că se vede.
Hai, Sorin, le smulge-te din apă. Smulge-te din apă. Da, într-adevăr, azi. Acum zici că e un balon cu aer, așa are formă. Hai. Și tot așa, au fost oameni care au aterizat chiar acum. Și e gata. Aceste zise fiind spuse, încheiem filmarea și de la răsăritul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să intrați pe pagina de Facebook, Eforie Nord Online, și de restul, biscuiți!